Despre subiectul acesta cu primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Bună seara, domnule primar! Sărut mâna, bună seara! Cam de câte ori l-ați căutat pe Nicușor Dan de ați ajuns să mergeți după el în stradă? De nenumărate ori, dar mai bine de un an de zile nu-l găsesc deloc. Eu am lucrat împreună cu mai mulți primari generali, nu am întâlnit așa ceva. Să nu-l poți găsi, să stea pitit, să fugă. Deci, realmente, astăzi, fugea de mine. Mi se pare că trăim într-o lume absurdă. Nu se poate așa ceva. Acesta este primarul general care nu e în stare să-și ia o întâlnire, nu e în stare să discute, nu e în stare să se așeze la masă cu ceilalți actori, că suntem cu toții, avem această atribuție de a gestiona acest oraș, de a încerca împreună să colaborăm și să găsim soluții. Este pur și simplu incredibil ce se întâmplă cu primarul general. Repet, astăzi realmente a fugit, a plecat de lângă mine. Da, până astăzi, v-am auzit spunând și în declarația pe care ați făcut-o acolo în parc, că nu sunt problemele dumneavoastră, sunt problemele cetățenilor. Haideți să explicăm puțin de ce îl căutați pe Nicușor Dan, cu ce fel de probleme. Deci, avem un studiu de trafic ieșit recent, făcut de cei mai mari specialiști din România, care ne arată că lipsa pasajelor pe care noi le avem deja proiectate și autorizate și sunt blocate de către primarul general, au un efect absolut nociv pentru București și pentru bucureșteni. Și să vă dau câteva date din acest studiu. 1,6 tone amprentă de carbon pe oră. Deci lipsa pasajelor face ca aerul din București să fie otrăvit în fiecare oră cu 1,6 tone. Ați auzit bine, 1,6 tone. Nu mai discutăm de milioanele de ore, 4 milioane de ore sunt petrecute inutil în trafic de fiecare dintre noi din cauza că nu avem acele pasaje. A venit să ne spună că, vezi, Doamne, nu avem puzuri și că nu ne lasă să le facem pentru că nu avem puzuri. Și așa este, nu aveți puzuri? Ei bine, am depus pentru puzuri de luni de zile, am depus pentru puzuri, ele zac pe masa primarului general care nu vrea să semneze aceste puzuri. Explicați-ne! Deci este absolut absurd ce se întâmplă, este ilogic, este anormal ce se întâmplă astăzi în București. Spuneați că ați lucrat cu mai mulți primari generali și așa este. Ați mai fost vreodată în această situație să nu puteți să aveți un dialog? Niciodată nu am întâlnit așa ceva. Adică o persoană care să ocupe o funcție atât de importantă și să nu fie capabil să gestioneze funcția în care se găsește. Explicați-ne deci, dacă de când a început mandatul ați reușit vreodată să aveți o discuție cu privire la problemele sectorului 3, care au legătură și cu situația din capitală, că știm foarte bine, nu puteți să decideți ca primar de sector decât anumite lucruri. De exemplu, nu puteți nici să asfaltați un bulevard principal, căci aparține primăriei general. Am avut în primul an de mandat, am avut 2 întâlniri, am avut impresia că putem colabora, s-a angajat la niște lucruri, evident că nu a respectat nimic din ce s-a angajat, nimic și o spun cu foarte mult regret, iar după aceea pur și simplu a refuzat orice fel de interacțiune. Nu este de găsit, nu există și din interacțiunea cu ceilalți să înțeleg că acest comportament nu este doar raportat la mine, ci cu nimeni altcineva nu are interacțiune. Nici măcar cu primarul sectorului 1, că poate să mai apropiați politic, mă gândesc. Nu interacționez deloc cu primarul sectorului. Nu, deci dumneavoastră, domnia sa. Să știu. Da. Nu am cum să știu. Am nu înțeles. Știu dacă dânsii reușesc să comunice ceva. Avem o informație de ultimă oră, domnule primar, și are legătură și cu situația din București. Un studiu recent, Răzvan, despre ce e vorba? Da, e vorba despre un studiu, de fapt este un sondaj curs, despre ce cred bucureștenii, de pildă, despre activitatea primarului general Nicușor Dan, de când acesta a fost ales. Părere foarte bună 12%, bună 28%, proastă 31%, foarte proastă 25%, nu știu, nu răspund 4%, deci proastă cu foarte proastă e peste 50%. 55%, exact. 55%. Da. În opinia noastră, care este principala problema Bucureștiului? Traficul și aglomerația e pe primul loc. Apropo de ce discutam cu pasajele, de exemplu. Nivelul de trai
curățenia și salubritatea ca procent e mult sub problema cu traficul și cu nivelul de trai. Haideți să mai vedem altă chestiune. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, dumneavoastră cu ce partid ați vota? PSD 31%, USR 17%, PNL 17%, Alianța pentru Unirea Românilor Aur 14%, SOS, Șoș, 6%, Partidul Umanist Social-Liberal 5%, PMP 5% și așa mai departe. Bun, trebuie să facem și aici o puțină discuție, o mică discuție. Totuși, vedem și datele de metodologie care sunt pe ecran, importante. Da. Sigur că da. Putem să facem o discuție în raport cu mizeria și cu ce se întâmplă în București. Faptul că doar 55% sunt nemulțumiți, mi se pare colosal de bine pentru acest domn Nicușor Dan. Nu vi se pare, domnule Negoiță? Și problema de poluare este în toate sondajele, pentru că este o problemă reală. Și fix asta și spuneam astăzi, 1,6 tone de dioxid de carbon, de o travă care ajunge în plămânii noștri, este în fiecare oră, domnul Dumitrescu, în fiecare oră. 10 de tone în fiecare zi, 30 și ceva de tone. Dumneavoastră ne-ați explicat că el a blocat puzurile astea. Eu vă întreb dacă suspectați un interes anume, de un anumit fel, prin blocarea puzurilor. Ce interes ar putea avea, domnul Dumitrescu? Nu știu, eu întreb, pentru că știu doar că-s blocat. Să-i omoare pe cei cărora le-a cerut votul acum 3 ani și probabil că va veni anul viitor. Repet, este foarte regretabil ce se întâmplă. Se răzbună pe cei care au avut încredere să-l pună în poziția în care se află astăzi. Asta e acum. De-aia vă întreb dacă aveți vreo explicație pentru blocarea puzurilor, că e pe toate, prin toate ziarele chestia cu blocarea puzurilor. Deci e un fenomen acolo cu blocarea puzurilor. De asta vorbiți despre alea din sectorul 3, dar sunt puzuri peste tot blocate. Și întrebarea e ce urmărește prin asta, nu? Dacă v-ați format o idee, până la urmă. Adică eu mă refer la niște puzuri, domnul Dumitrescu, care n-are legătură decât cu pasajele. Deci este exclusiv o soluționarea problemei traficului. Și nu vrea să le dea drumul. Pur și simplu sunt blocate la dânsul pe birou. Și nu doar că le-a blocat, nici măcar nu vrea să se întâlnească. Dumnezeu, că domnule, le vreau mai la stânga, le vreau mai la dreapta, le vreau mai... Okay. Mai colorate.